Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Rodica Clavcencu. Urmează în continuare cele mai importante evenimente atât din țară cât și de peste hotare. Vedeți cele mai importante titluri. Noua rundă de negociere ale fermierilor cu demnitarii țării nu a generat niciun rezultat. Vedeți detalii la știri. Angajații CFM cu restanțe la salarii. De câte luni nu și-au primit banii, dar și care este reacția conducerii întreprinderii? Aflați în cele ce urmează. La granița cu Ungaria și Ucraina s-au adunat deja aproape 1500 de camioane, iar coada se întinde pe 22 de kilometri. Din cauza vremii reci, industria europeană a gazelor a început să consume activ din rezerve, chiar înainte de începutul iernii. Noua rundă de negociere ale fermierilor cu demnitarii țării nu a generat niciun rezultat, iată de ce marți tractoarele din piața Marii Adunări Naționale au pornit în marș pe străzile capitalei. Se întâmplă după ce luni seara reprezentanții agricultorilor au reușit să se întâlnească totuși cu președintele țării Maia Sandu. Potrivit unui comunicat de presă emis de către reprezentanții președinției, șefa statului Maia Sandu a subliniat că, de fapt, subvențiile pentru agricultură trebuie să dea rezultate în dezvoltarea afacerilor și plăților la bugetul de stat. Statul trebuie să fie alături de agricultori în această perioadă complicată și a accentuat sprijinul important acordat în ultimul an pentru sectorul agricol, inclusiv subvențiile de 1,9 miliarde de lei din acest an. Subvențiile pentru gospodăriile agricole trebuie să rezulte în afaceri competitive, care contribuie la bugetul de stat și asigură locuri de muncă. Obiectivul fondului de subvenționare este de a ajuta agricultorii moldoveni să facă produse cu valoare adăugată înaltă, să aducă profit companiilor și să contribuie la dezvoltarea economică a întregii țări. Președinta a menționat că problemele concrete trebuie rezolvate în colaborare cu Ministerul de Profil și a îndemnat grupul de producători de cereale să continue discuțiile cu executivul. Fermierii sunt însă de altă părere. Mai mult, aceștia au adus cu ei în centrul capitalei struguri, fân și balegă. O să demonstrăm, doamne președinte, și la toată conducerea că țara încă este agrară, nu este agroholding și nu este a trădătorilor din ea. Cum urmează să demonstrați? O să vedem, o să le ducem, să le arătăm ce mai rămas din agricultura Republicii Moldova. Ați citit declarația doamnei președinte pe pagina oficială a președinției că ea s-a întâlnit cu un grup de producători de cereale. Iată, noi vrem să arătăm că nu suntem doar producători de cereale. Aici e ceea ce ne-a rămas de la animale. Aici e ceea ce am scos noi de anul trecut. Două hectare de vie personal am scos. Și nu m-a întrebat nimeni motivele ce am scos. Iată, o să-i arătăm doamnei președinte. Dar cel mai grav este când doamna președinte spune că ea nu este convins că ramura principală prioritară în țară este agricultura. Toată vremea se vehiculează că noi vrem bani și noi vrem de la gura copiilor, de la pensionari, de la și așa mai departe și nu sunt bani în bugetul statului. Și noi am propus, dați să luăm o parte din fondul de subvenționare pentru anul viitor, care deja este în proiectul bugetului, o treime, să spunem așa, ca să vorbim mai simplu, care ne-a permite parțial să salvăm acești agricultori care sunt în dificultate. Din păcate, progres, ger, noi n-am văzut. Promisiunile sunt foarte generale, foarte neclare, cu perspectivă neclară. Și toți agricultorii unanim au decis ieri că este necesar să facem marșul legal, care noi am declarat pe toată săptămâna aceasta, câte două marșuri pe zi. Între timp, ofițerul de presă al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a declarat pentru postul nostru de televiziune că activitatea Comisiei pentru analiza problemelor invocate de către fermieri în cadrul protestelor din luna noiembrie 2023 a început deja. Comisia este formată dintr-o echipă specializată, avându-i în componență pe reprezentanții mai multor instituții. Comisia efectuează analiza problemelor invocate de către fermieri pentru a identifica legătura cauzală a acestor probleme cu contextul regional și va propune măsuri de soluționare a acestora.
Contactată de reporterii noștri, Irina Gotișan, ofițerul de presă a președinției, pentru un comentariu la declarațiile fermierilor, nu a răspuns nici apelurilor și nici mesajelor noastre. Amintim că protestul agricultorilor a început pe data de 22 noiembrie. Pe 23 noiembrie, aceștia au ajuns în PMAN. Ulterior, tehnica agricolă a rămas parcată în centrul capitalei, iar fermierii au plecat acasă. Amintim că anterior, Asociația Forța Fermierilor a înaintat mai mult revendicări. Joi, 30 noiembrie, guvernul a anunțat că nu va îndeplini niciuna dintre cele mai importante revendicări ale fermierilor. Este vorba despre alocarea a jumătate de miliard de lei pentru compensații, dar și înghețarea penalităților pentru ratele achitate cu întârziere. Angajații întreprinderii de stat Căile Ferate ale Moldovei au restanțe la salarii de câteva luni, potrivit reprezentanților CFM. Motivul rămâne același, reducerea traficului de mărfuri, iar situația s-ar putea redresa doar atunci când vor crește volumele transportate pe căile ferate. La moment să atest o restanță de salarii pentru două luni, acum în luna decembrie am început să achităm salariile pentru luna septembrie. Nu este cu părere de rău ceva nou pentru CFM, deoarece fiind o întreprindere de stat la autogestiune, neavând finanțări din alte părți decât din venitul pe care îl încasăm din mărfurile transportate, odată cu scăderea acestui volum de mărfuri, normal că evident că scad și veniturile. Dumitru Prohnițchi a mai menționat că restanțele salariale nu sunt unica problemă financiară cu care se confruntă întreprinderea. Pe lângă salariile care trebuie să le achităm, avem și alte cheltuieli operaționale, plus datoriile istorice acumulate de fostele administrații. Deci, din suma totală încasată în timp de o lună, încercăm să facem față la toate angajamentele pe care le avem. Cu părere de rău, nu pot să vă dau un pronostic fix când vor fi stinse aceste restanțe, anume spun de salarii, dar administrația pune toate eforturile ca acestea să fie cât mai urgent aduse la zero. Am încercat să obținem o reacție referitoare la situația creată din partea reprezentanților Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, însă până la momentul difuzării acestui material nu am primit un răspuns. Cu reacția instituției vom reveni în buletinele ulterioare de știri. Informațiile precum că fostul șef al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, va activa în cadrul Centrului de Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării sunt false. Declarația aparține președintelui Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, și a fost făcută în cadrul unui interviu acordat unui post privat de televiziune. Nu va fi domnul Vasiloi la centru. Eu înțeleg informația care a fost aruncată în spațiu public de un fost coleg de-a domnului Vasiloi, care are o dragoste platonică față de simpatie față de el, dar aruncat un fals în spațiu public. Domnul Vasiloi nu se va regăsi acolo. Cât despre funcția de consilier municipal obținută după ce a pierdut alegerile pentru primăria capitalei, Lilian Carp spune că n-a luat deocamdată o decizie cu privire la viitorul său politic. Totuși, potrivit deputatului PAS, fracțiunea Partidului de Guvernământ din Consiliul Municipal Chișinău are priorități pe care intenționează să le realizeze în ciuda faptului că se află în opoziție. Până pe 15 voi face public o declarație despre decizia pe care am luat. Eu încă mă gândesc ce decizie să ia. Prioritățile noastre sunt foarte clare. Este planul urbanistic general care să integreze suburbiile din punct de vedere social-economic. Să integreze, doi, noi ne dorim să avem o dezbatere publică ce aici privește rețeaua de transport public în municipiul Chișinău și pentru noi este important să avem trei străzi care trebuie să descarce municipiul Chișinău, trebuie construite. Este vorba despre strada industrială, strada Mesagerului și nodul rutier de la calea Basarabia în combinatul de tutun. Astea sunt trei priorități. Totodată, Lilian Carp a negat și zvonurile potrivit cărora Dorin Recean ar urma să demisioneze din funcția de premier și că Andrei Spânu ar urma să ia locul. În ceea ce privește cursa pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, deputatul PAS speră că actualul șef al statului va obține al doilea mandat de președinte al țării. Starea de urgență depinde de securitatea regională, iar dacă situația nu se va agrava, acesta ar putea să nu mai fie prelungită. Declarația aparține ministrului afacerilor interne, Adrian Nefros. Anterior și deputatul PAS Olesea Stamate a făcut o declarație similară.
Starea de urgență, în principiu, depinde de starea de securitate regională care există și care va fi după 30 de zile. Noi ne-am propus aceste 30 de zile ca să avem o perioadă de tranziție de la starea de urgență la o stare normală și să avem transpunerea acelor acte normative, hotărâri de guvern sau dispoziții care au fost aprobate în această perioadă de urgență și sunt necesare de a fi transpuse în legislație. Adrian Efros a explicat în ce constă această tranziție. Pe perioada stării de urgență au fost adoptate mai multe derogări de la legislația în vigoare care să ne dea posibilitate guvernului să reacționeze prompt în diferite situații, fie că e de securitate, fie că e de securitate energetică, fie că este direct condiționată de fluxul de persoane refugiate din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova. Acum, unele derogări nu mai sunt valabile și nu au valoare, dar unele derogări noi am înțeles că este necesar de a fi transpusă în legislație și în condițiile normale de activitate sau într-un regim normal. De aceea sunt niște sectoare, nu doar pe motiv de securitate, sunt niște domenii care necesită să fie ajustate. Amintim că și deputata PAS, Olesea Stamate, a confirmat faptul că cel mai probabil, pe data de 24 noiembrie, Parlamentul a prelungit starea de urgență pentru ultima dată. În cadrul unui interviu pentru un post privat de televiziune, Olesea Stamate a menționat că autoritățile au elaborat în comun legislația necesară pentru luarea deciziilor operaționale, astfel încât Comisia pentru Situații Excepționale nu va mai fi necesară. Amintim că pe data de 24 noiembrie, starea de urgență a fost prelungită cu 30 de zile, începând cu data de 1 decembrie. De la începutul conflictului din Ucraina, în țara noastră, starea de urgență a fost prelungită continuu. În cadrul aceleiași emisiuni, Efros a anunțat că Ministerul Afacerilor Interne preia de la data de 1 ianuarie în gestiune serviciul 112. Șeful de la Interne a menționat că proiectul în acest sens a fost aprobat de către guvern încă în luna octombrie. Potrivit oficialului, entitatea urmează a fi restructurată. Mai exact, va fi creat dintr-o echipă comună de intervenție, ceea ce va permite reducerea din timpul de răspuns la apel. Ministrul de Interne spune că ancheta în cazul decesului celor două persoane într-o mașină înzăpezită la Căușini a confirmat faptul că există anumite lacune privind modul de activitate al serviciului unic 112. Potrivit ministrului, în Republica Moldova va fi preluată experiența statelor occidentale, acolo unde serviciile de urgență nu doar transmit informația, ci și monitorizează operațiunea de salvare. Eu nu sunt în drept nici moral, nici profesional să mă expun dacă a fost corect decizia luată pe domnul Oboroc. Eu am analizat împreună cu echipa de la Ministerul Afacerilor Interne și am inițiat ancheta pentru a vedea care sunt lacunele și ce a dus, care au fost premizele că s-a ajuns în situația respectivă. Potrivit lui Efros, autoritățile au anticipat astfel de situații, anume de aceasta în luna octombrie s-a aprobat proiectul prin care de la 1 ianuarie serviciul 112 să fie preluat de MAI. Astfel, mecanismele de intervenție vor fi îmbunătățite. Noi deja am inițiat cu toate ministerele implicate în acest proces o ședință prin care noi vom determina foarte concret algoritmul de activitate. Cine, ce, când, unde și cum. Vom exclude niște proceduri intermediare. Cetățeanul care are nevoie de ajutor apelează 112. 112 se conectează la un dispecerat teritorial sau un dispecerat care se află chiar și pe teritoriul orașului Chișinău. La momentul când noi vom prelua, dispeceratele vor fi comune. Astfel, cel de la 112, fie că este de la Inspectorat General al Situației de Urgență, fie că este de la Poliție, fie că este de la Medicină, ei vor auzi și vor fi toți împreună și vor gestiona în comun aceste situații de urgență și astfel noi vom reduce, unul, timpul de apel și de îndeplinire a fișilor care sunt deschise la apeluri respective, vom avea această echipă comună de intervenție și în felul acesta noi vom exclude diferite lacune de neînțelegere.
La data de 29 noiembrie, directorul Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, Liviu Oboruc, a fost demis printr-un ordin semnat de către Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Dumitru Alaiba. Demisia a fost cerută de premierul Dorin Recean. S-a întâmplat după ce două persoane au fost găsite fără suflare într-o mașină blocată în Nămeți. Ulterior, contactat de postul nostru de televiziune, deja fostul șef al 112, Liviu Oboruc, a menționat că nu a luat o decizie dacă va contesta ordinul de demisie semnat de Alaiba. Totuși, el susține că colegii săi și-au îndeplinit munca conform competențelor și atribuțiilor. Urmarea celor întâmplate, Inspectoratul General al Poliției a deschis o anchetă pe acest caz, iar Procuratura Generală a inițiat un proces penal. Decizia de începere a negocierilor de aderare ar putea fi amânată până în luna martie anului viitor, o spune expertul Iulian Groza, tot el și directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu la un post privat de televiziune. Chiar dacă nu va exista un consens la nivelul european în luna decembrie cu privire la propriu-zis momentul de deschidere negocierilor, oricum eu sunt încrezător că energia și abordarea pe care urmează să o decide statele membre va fi în așa fel încât să nu amâne anumite etape intermediare importante pentru pregătirea lansării negocierilor. Groza mai spune că, deși o decizie propriu-zisă poate să nu existe, anumite proceduri totuși vor primi undă verde. Dacă nu va exista o decizie politică privind deschiderea negocierilor, s-ar putea să existe o decizie de a invita Comisia Europeană să inițieze însăși pregătirea propriu-zisă acelor proceduri care trebuie să se întâmple până la momentul deschiderii negocierilor, și atunci când va avea loc următorul Consiliu European, atunci Consiliul European practic să ia o decizie la pachet cu toate subiectele legate de linii directorii și de propriu-zis de lansarea negocierilor. La rândul său, europarlamentarul Eugen Tomac spune că UE nu poate garanta absolut nimic atunci când vorbim despre extinderea comunității. Uniunea Europeană, tocmai de aceea spuneam mai devreme, nu poate garanta nimic atunci când discutăm despre extindere sau despre măsuri care obligă la vot toate statele, cu atât mai mult cu privire la extindere, într-un context atât de sensibil cu multiple interese de context din partea unor state. Recent a avut loc ședința Consiliului Republican al PSRM. În cadrul întrunirii au fost făcute totalurile alegerilor locale generale, anunță fostul președinte al țării Igor Dodon pe pagina sa de Facebook. Participanții la ședință au fost unanimi în opinia că PSRM a obținut un rezultat bun, care le permite să muncească în vederea realizării angajamentelor pe care și le-au asumat în fața alegătorilor, mai spune Igor Dodon. Totodată a fost analizată situația economică și politică din țară. În altă ordine de idei, membrii Consiliului Republican au decis convocarea pentru data de 19 decembrie a Congresului Extraordinar al formațiunii, în cadrul căruia va fi modificat statutul PSRM cu revenirea la funcția de președinte de partid. De asemenea, va fi prezentat noul program politic al partidului, care va defini vectorul politicii externe a partidului. Vanda Botnar, originară din Republica Moldova și care locuiește de mai mulți ani peste granițele țării, a devenit cel mai bun vinificator al Federației Ruse. În urma concursului internațional de combinații alimentare vin, brânzeturi și pâine 2023, desfășurat la Stavropol. Ea a primit marele premiu și a adunat cea mai mare colecție de medalii. Urmează știrile pe scurt. Oamenii așteaptă maturitate și responsabilitate de la clasa politică, de aceea este important ca partidele pro-europene autentice să lase deoparte chestiunile care le dezbină și să-și unească eforturile pentru asigurarea parcursului european al țării și bunăstării oamenilor. Declarația aparține liderului PSD-e Ion Sula. Acesta s-a întâlnit recent cu ambasadoarea Germaniei la Chișinău, Margaret Maria Weber. Peștele este alimentul indicat cu regularitate în consum. Potrivit specialiștilor, produsul oferă o cantitate de substanțe nutritive pe care niciun alt aliment nu-l poate oferi. Dar pentru a primi un plus valoare pentru sănătate, este importantă calitatea peștelui. Dacă nu sunt depozitate în condiții riguroase, produsele pescărești, fiind alimente extrem de perisabile, se alterează ușor. Din acest motiv, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă consumatorilor, înainte de a cumpăra peștele
viu să-l examineze minuțios. Până pe data de 8 decembrie, echipele mobile de stomatologi se vor afla în 4 localități din raioanele Călăraș și Ialoveni. Specialiștii vor presta gratuit servicii medicale stomatologice copiilor, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină. Astfel, săptămâna curentă, echipele mobile de stomatologi se vor afla în perioada 4-6 decembrie în Pârjolteni, Călăraș, în zilele de 7 și 8 decembrie în Horodiște, Călăraș, în intervalul 6-8 decembrie în Molești, Ialoveni. Administrațiile localităților Ungheni și Cahul au primit certificate ISO pentru managementul calității și sisteme anticorupție. Decernarea este de fapt parte a Conferinței Naționale Bună Guvernare, Transparență și Anticorupție la nivel local, organizată cu sprijinul financiar din partea UE și implementată de PNUD Moldova și UNICEF. Potrivit reprezentanților autorităților locale care au primit certificate de calitate, acest rezultat este rodul eforturilor comune. Vreau să spun că acest certificat care noi astăzi l-am obținut este o bucurie mare, dar totodată și o responsabilitate mare, fiindcă totdeauna este loc de îmbunătățire. Și în ultimul rând vreau să mulțumesc programului EUFOPADR Moldova, regiuni cheie, care ne-a ajutat enorm de mult pentru suportul acordat, în sporirea capacității personalului, am elaborat documentații noi și ne-au ajutat să obținem cât mai curând acest certificat. Nu se putea realiza lucrul ăsta dacă nu existau instituții care să ne consulte, să ne îndrume, mă refer și la companiile de audit și cele care ne-au consultat pentru a ajunge la această performanță. Reprezentantul rezident al PNUD în Moldova spune că orașele Ungheni și Cahul sunt un exemplu pentru alte localități din țara noastră. Corupția, după cum noi cu toții cunoaștem, este costisitoare. Banii pierduți în rezultatul corupției sunt bani care nu sunt investiți în dezvoltarea și creșterea economică a țării. Mai mult decât atât, corupția duce la pierderea încrederii între cetățeni și instituție, pierderea între cetățeni și subminează structura socială, coeziunea și democrația generațiilor actuale, dar și a generațiilor viitoare. La rândul său, șeful Ministerului Finanțelor a mulțumit partenerilor de dezvoltare pentru că ajută Republica Moldova nu doar la nivel central, ci și la nivel local. Toate eforturile pe care le depun autorități publici locale, inclusiv cu suportul partenerilor pentru a se disciplina, pentru a se moderniza, este salutabil și acest, să-i spunem, fenomen care este la Ungheni azi și la Cahul să fie transpus pe orizontală pentru toate autoritățile publici locale. Și acest lucru va aduce doar beneficii, pentru că noi împreună vom reuși să creștem la un nivel superior gestionarea, în esență, a finanțelor publice. Eliberarea certificatelor către primăriile orașelor Ungheni și Cahul a avut loc în cadrul programului EUFOR Moldova Regiuni Cheie, calculat în perioada 2019-2024. Bugetul total al programului este de 23 de milioane de euro și este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UNDP și UNICEF. Siguranța medicamentului e chiar în mâinile tale. Altfel spus, Agenția Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale a lansat o aplicație mobilă dedicată atât consumatorilor de medicamente, cât și profesioniștilor din domeniul sănătății inovatoare MedSafety. Este un instrument digital pentru raportarea reacțiilor adverse atât din cauza medicamentelor, dar și a vaccinurilor administrate. Datorită faptului că lansăm astăzi această aplicație care poate fi ușor încărcată în oricare telefon mobil, vom putea, cu câteva clicuri, să raportăm acea reacție adversă care ni s-a întâmplat nouă, apropiaților noștri sau pacienților noștri. Aplicația mobilă MedSafety a fost lansată grație parteneriatului și contribuției din partea Ministerului Sănătății, dar și a Organizației Mondiale a Sănătății. I'm also happy that actually in Moldova we are already having. Sunt foarte bucuroasă că în Republica Moldova va fi utilizată această aplicație. Prima versiune a acesteia a fost aplicată în Franța încă în anul 2015. Acum suntem în Republica Moldova unde putem implementa următoarea generație a aplicației. Noi în primul rând implicăm un pic și cetățenii noștri să fie mai responsabili, pentru că noi ne uităm la ei ca la niște copii, dar de fapt sunt oameni maturi care ar trebui să se implice în tot procesul și de tratament, și de reacții adverse, și nu numai.
Responsabilii au explicat totodată ce se întâmplă în cazul oamenilor în etate care fie nu dispun de un smartphone, fie nu știu cum să îl utilizeze. O să urmeze niște campanii de mediatizare acestei aplicații. În primul rând, campaniile vor fi efectuate și în rândul medicilor, pentru că și nici ei nu cunosc încă despre această aplicație. În afară de această aplicație, dacă e să vorbim despre persoanele în etate, avem și alte instrumente de raportare. Avem instrumentul e-reporting, avem și instrumentul medicul. Deci pacientul se adresează medicul și raportează acolo. În continuare, medicul generează raportul și vine raportul la centrul de farmacovigilanță. Aplicația MedSafety este disponibilă în limbile română, rusă sau engleză. Instrumentul digital a fost creat să faciliteze comunicarea cadrelor medicale, inclusiv a pacienților, cu Agenția Medicamentului și a dispozitivelor medicale. Utilizatorii aplicației pot accesa, de asemenea, cele mai recente informații despre siguranța medicamentelor. Sărăcia copiilor în Republica Moldova a devenit o mare problemă nu numai din cauza numărului mare de crize, ci și din cauza managementului ineficient al sectorului de protecție socială. O spune ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, care a rezumat rezultatele parteneriatului comun dintre Ministerul Muncii și Protecției Sociale, UNICEF și partenerii externi. Proiectul cu privire la protejarea copiilor de efectele sărăciei a fost lansat în vara anului 2022. Potrivit lui Alexei Buzu, pentru finanțarea acestuia au fost alocate 216 milioane de lei, ceea ce a însumat circa 17% din bugetul alocat pentru protecție socială. În anul 2022, când a început acest proiect minunat, sărăcia copiilor a ajuns la o treime din copii. În zona rurală, 40% din copii erau în sărăcie. Sărăcia, în rândul copiilor în Republica Moldova, nu a crescut doar pentru că am avut aceste multiple crize. Sărăcia copiilor în Republica Moldova este mare pentru că noi administrăm sistemul într-un mod neeficient. Vorbeam la început de colegii mei din prima linie. De fapt, noi lăsăm de cel mai multe ori pe cont propriu, nu le dăm instrumente, nu le dăm suportul necesar și de cel mai multe ori trebuie să descurce pe cont propriu, așa cum faptul că la minister sau în direcțiile de asistență socială nu reușim să administrăm sistemul într-un mod adecvat. De aceea, iarăși în acest an, am demarat reforma Restart. Proiectul a făcut posibilă extinderea personalului de asistenți sociali cu 895 de persoane pentru a acorda asistență copiilor cu nevoi speciale. În cadrul acestui parteneriat, Ministerul a putut oferi sprijin financiar pentru mai bine de 14.000 de familii vulnerabile, inclusiv unor familii refugiate din Ucraina. În același timp, asistenții sociali au continuat să acorde asistență celor peste 174.000 de copii în situații de risc din peste 95.000 de familii. În cadrul proiectului și sute de copii refugiați din Ucraina au primit sprijin de la asistenții sociali din Moldova, a menționat reprezentanta UNICEF Moldova. Ținând cont de amplul proces de integrare europeană al Republicii Moldova, vom continua să sprijinim modernizarea sectorului protecției sociale în conformitate cu standardele europene pentru a integra legislația națională în legislația europeană, astfel încât viața oamenilor să fie protejată de bune practici. Proiectul a fost implementat de UNICEF Moldova cu sprijinul Marii Britanii, al Norvegiei, al Suediei, al Germaniei și altor țări ale Uniunii Europene. Mai multe instituții medico-sanitare publice din țară vor beneficia de echipamente IT din partea Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF Moldova, potrivit reprezentanților Ministerului Sănătății. Cele 400 de laptopuri vor facilita munca medicilor și cea asistentelor medicale, dar și vor grăbi digitalizarea sistemului de sănătate. Ceea ce ține de întregul proces de evidență a serviciilor medicale acordate populației, decât prin informatizarea sistemului, nu o să avem alte soluții mai bune pentru a avea niște date statistice corecte și de a putea lua anumite decizii, măsuri pentru a fi luate de către Ministerul Sănătății și alte autorități în domeniu
pentru a asigura un acces echitabil la servicii medicale calitative din țară. Potrivit reprezentanților Organizației Mondiale a Sănătății, donația echipamentelor IT către instituțiile medicale din Republica Moldova este orientată în primul rând spre facilitarea activității personalului medical. Este un eveniment simbolic care ne demonstrează că ne unim eforturile în realizarea angajamentului nostru în domeniul sănătății. Aceste 400 de laptopuri în fața dumneavoastră sunt doar câteva dintre ele. Reprezintă o donație generoasă din partea USAID. Aceste laptopuri vor ajuta lucrătorii medicali atât să adune datele, cât și să le gestioneze mai bine și, în general, vor facilita comunicarea între lucrătorii medicali. Conform datelor prezentate, în total, în parteneriat cu OMS și UNICEF, în instituțiile medicale din Republica Moldova au fost distribuite 1612 calculatoare. Urmează în continuare o scurtă pauză de publicitate, după care revenim în studio cu știri de și în interes public. Rămâneți cu ochii pe noi! Potrivit Biroului Național de Statistică, 6% din populația cu reședință obișnuită a țării reprezintă persoanele recunoscute cu dizabilități. Astfel, începutul lunii decembrie este mai mult despre solidaritate și toleranță în contextul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități. Vedeți un reportaj la acest subiect în câteva momente. Beneficiarii Asociației Obștești Speranță și Sănătate au încercat să ne surprindă prin lucrările pe care le-au realizat manual, fie că este vorba de picturi, figuri din ceramică sau chiar săpun. Este o zi plină de bucurie și emoții pozitive, o zi fericită. Este confecționată din hârtie colorată, pe interior este săpun pe care l-am fiert destul de mult. Mie îmi place să desenez, am făcut cunoștință cu tinerii, foarte mult îmi place. Femeile ne-au spus că de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, cerințele acestora sunt modeste. Au nevoie, desigur, că de atenție, de o atitudine mai bună față de ei și de emoții pozitive, de o atitudine și relații omenești au nevoie. Eu sunt invalid și mă uit cum își bat joc de invalizi. Sunt mulți în scaune cu rotile și nimeni nu îi ajută. Unul dintre cei mai fideli susținători ai asociației este Iurie Ieriomin. Bărbatul nici de această dată nu a venit cu mâinile goale. Recent le-am adus multe vitamine, vitamina C, mai ales că este vremea rece a anului, iar astăzi am adus 15-20 de perechi de ochelari. 15-20 acchi. Administrația AO Speranță și Sănătate susțin că apreciază orice gest pentru ca beneficiarii să nu ducă lipsă de nimic. Noi mereu suntem bucuroși de oaspeți, de oamenii cu inima mare, de sigur și de tineret. Îi invităm pe toți în ospeție. Nu ezitați să vizitați centrul nostru care neapărat vă va uimi. Noi nu luăm cazuri dificile și persoane agresive, noi luăm oameni care pot fi învățați. Noi nu suntem instituție medicală, însă una socială. În echipa Ludmilei sunt doar 8 persoane care lucrează cu zeci de beneficiari. Astfel, centru își are deschise ușile pentru voluntari, dar și pentru studenții care vor să desfășoare practica la centru. Rolul Uniunii Tineretului, deci noi fiind un prieten foarte mare a acestui centru, ajutăm foarte mult prin faptul că convingem instituțiile de învățământ care au specialitate ca pedagogie, deci pentru a face practică în această instituție. Copilașii și tineri din această structură ne ajută foarte mult la proiectele pe care noi le organizăm împreună cu preturile sau împreună cu municipiul, ca salubrizarea, plantarea copacilor
și careva manifestații socioculturale. Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, la data de 1 ianuarie 2023, numărul persoanelor recunoscute cu dizabilități în Republica Moldova a constituit 162,3 mii persoane, inclusiv 10,9 mii copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 17 ani. Continuăm ediția cu știri de peste granițe. Statele Unite ale Americii vor rămâne fără bani pentru a sprijini Ucraina în acest an dacă Congresul nu va interveni în această situație. O spune directorul Biroului de Management și Buget al Administrației SUA, Shalanda Young. Extrase din scrisoarea ei către congresmeni au fost publicate de către publicația The Hill. Statele Unite se bazează pe fondurile rămase pentru a ajuta Ucraina. Peste 97% dintre acestea au fost epuizate, a declarat ofițerul de presă al Departamentului de Stat, Matteo Miller, într-un briefing. Consilierul pe Securitate Națională a Casei Albe, Jack Sullivan, a spus la rândul său că livrările de arme către armata ucraineană pot fi suspendate după ce Statele Unite vor rămâne fără fonduri țintite. Directorul Biroului de Management și Buget al Casei Albe, Shalanda Young, a trimis anterior scrisorii Camerei și Senatului avertizând că Washingtonul va rămâne fără bani pentru Kiev până la sfârșitul acestui an, dacă Congresul nu aprobă cererea lui Biden de fonduri suplimentare. Președintele american Joe Biden a trimis în luna octombrie congresmenilor o cerere de a oferi asistență financiară Ucrainei în valoare de peste 61 de miliarde de dolari. Între timp, Finlanda va începe în curând să producă muniție de artilerie pentru Ucraina. Potrivit presei finlandeze, șeful Ministerului Apărării al țării a anunțat finalizarea negocierilor pe această temă. Deocamdată vorbim despre creșterea producției cu câteva zeci de milioane de euro. La granița cu Ungaria și Ucraina s-au adunat deja aproape 1500 de camioane, iar șirul se întinde pe 22 de kilometri. Potrivit presei maghiare, aici au avut loc mai multe accidente mortale din cauza aglomerației uriașe a traficului, în timp ce numărul camioanelor continuă să crească. Îmbuteiajul s-a format din cauza camioanelor ucrainene care încearcă să ocolească blocada transportatorilor polonezi și slovaci prin Ungaria. Potrivit presei, unii șoferi stau la coadă de câteva zile, dar au prevăzut acest lucru și și-au făcut provizii de combustibil și alimente în avans. Anterior, activiștii maghiari au blocat punctul de control de la granița cu Slovacia pentru a împiedica șoferii de camion să intre în țară. În același timp, la granița dintre Ucraina și Polonia s-au format cozi de 2500 de camioane. Pe data de 6 noiembrie, șoferii de camioane grele din Polonia au blocat 3 puncte cheie de trecere a frontierei la granița cu Ucraina și au cerut ca Bruxelul să reînnoiască restricțiile asupra transportatorilor ucraineni din Uniunea Europeană. Oficialii de la Kiev au numit situația catastrofală și au vorbit despre pregătirea pentru evacuarea șoferilor blocați. Potrivit Federației Patronelor din Ucraina, de la începutul protestelor transportatorilor polonezi, economia ucraineană a pierdut cel puțin 400 de milioane de euro. Între timp, Comisia Europeană a amenințat Varșovia cu consecințe judiciare dacă țara nu respectă regulile paneuropene. Israelul continuă să-și extindă amploarea operațiunii sale terestre împotriva Hamas în Gaza. Potrivit unui purtător de cuvânt al IDF, trupele lor se deplasează din clădire în clădire și din tunel în tunel, evitând zonele minate. Marți seara, IDF a efectuat mai multe lovituri intensive și au trimis zeci de tancuri în zona celui de-al doilea oraș ca mărime, Khan Yunis, iar ulterior s-a raportat zeci de morți și răniți. Armata îndeamnă civilii să părăsească orașul pentru propria lor siguranță. După o zi de bombardamente intense, răniții sunt internați la spitalul Al-Nasser. Potrivit Comitetului Internațional al Crucii Roșii, situația de acolo, dar și în alte unități medicale din apropiere, este critică. I have just visited the European Gaza Hospital. Tocmai am vizitat Spitalul European din Gaza și ceea ce am văzut acolo sfidează descrierea. Ceea ce m-a șocat cel mai mult au fost copiii care suferiseră răni groaznice și în același timp și-au pierdut părinții și nu avea cine să aibă grijă de ei. Frații Itai și Maya Regev, eliberați din captivitatea Hamas, au fost întâmpinați de o mulțime de oameni în orașul lor natal, Harzliya. Ei au fost capturați în timp ce încercau să fugă de la festivalul de muzică Supernova și au fost printre cei 100 de ostatici care urmau să fie schimbați în cadrul armistițiului de o săptămână cu Hamas. Un medic care tratează unii din prizonierii eliberați spune că toți bărbații i-au pierdut până la 15% din greutatea lor inițială.
Nu aveau suficientă apă de băut. De asemenea, nu aveau voie să se spele. O familie s-a spălat doar de 3 ori în 54 de zile. Un copil nu a făcut baie deloc timp de 54 de zile. Vă puteți imagina condițiile sanitare. În timpul recentului armistițiu de 7 zile, militanții grupului au schimbat 105 ostatici cu 240 de prizonieri palestinieni. În același timp, alți 136 de israelieni rămân în mâinile Hamas. Procesul pentru corupție împotriva prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a fost reluat la Tribunalul Districtual din Ierusalim. Procedurile au fost suspendate anterior, la fel ca și toate cazurile care suportă amânare de către ministrul Yariv Levin după atacul Hamas asupra Israelului. Suspendarea din cauza condițiilor de război a expirat însă săptămâna trecută. Într-un proces care se desfășoară de mai bine de 3 ani, Benjamin Netanyahu este acuzat de fraudă, încălcare a încrederii și acceptare de mită în 3 cazuri separate, relatează Deutsche Welle. În special, premierul este suspectat că a promovat interesele cele mai mari companii de telecomunicații a țării, pe vremea când era ministru al comunicațiilor. În plus, Netanyahu este acuzat că a acceptat cadouri de lux, inclusiv bijuterii, trabucuri, șampanie și bilete de avion în valoare de aproximativ 700.000 de shekeli de la un producător de la Hollywood între anii 2007 și 2016. În Israel, acuzațiile de luare de mită sunt pedepsite cu până la 10 ani de închisoare sau cu amendă, în timp ce frauda și încălcarea încrederii sunt pedepsite cu până la 3 ani de închisoare. Netanyahu neagă toate acuzațiile, insistând că a acceptat doar cadouri de la prieteni și nu a solicitat niciodată mită. Din cauza vremii reci, industria europeană a gazelor, deținând încă rezerve recorde de combustibil albastru, a început să le consume activ chiar înainte de începutul iernii. Astfel, temperatura medie a aerului în luna noiembrie în Europa a fost cu aproape 1 grad mai mică decât în anul precedent. În aceste condiții, la sfârșitul lunii, retragerile zilnice din depozitele subterane au depășit în jumătate nivelul mediu pe 5 ani pentru aceeași perioadă. Industria europeană a gazelor deține cele mai mari rezerve din istoria sa. Potrivit Gaz Infrastructuri Europe, nivelul lor actual este cu 10 puncte procentuale peste media pentru aceleași date din ultimii 5 ani. Totuși, chiar înainte de începerea iernii, stocurile scăzuseră deja la 94%. În același timp, luna decembrie, potrivit prognozei meteo, poate fi cu peste 3 grade sub norma de climă din Europa. Potrivit raportului companiei, acesta va deveni un catalizator suplimentar pentru consumul de rezerve de gaz din instalațiile de depozitare. La sfârșitul săptămânii trecute, prețul spot al gazelor în Europa a crescut cu 5%. Contractul pentru livrarea cu o zi înainte la hub-ul TTF din Olanda s-a încheiat la $488 per 1000 de metri cubi. În același timp, regiunea încă mai pompează gaz. În Statele Unite, nivelul actual al rezervelor de combustibil albastru este de 80%, ceea ce este cu 7 puncte procentuale mai mare decât media ultimilor 5 ani, relatează Energy Information Administration a Departamentului pentru Energie al SUA. Curtea Supremă de la Bruxelles a amânat din nou procesul de deschidere a cazului privind traficul ilegal de droguri până la data de 18 decembrie. Audierile urmau să înceapă în luna noiembrie, însă atunci au fost amânate cu o lună mai târziu. Cazul se referă la importul ilegal în Europa, în special prin porturile Anvers, Rotterdam, Hamburg și Gavra, de cantități mari de cocaină și cannabis, transportate în containere din America de Sud și Maroc. Peste 120 de persoane sunt vizate în această schemă. Procesul judiciar poate dura câteva luni, iar o decizie finală va fi luată numai de vreme de mijlocul anului viitor. Marina Chinei a descoperit în Marea Chinei de Sud nava de război americană care se presupune că a intrat ilegal în apele teritoriale ale Chinei, în zona arhipelagului Naniša. Anunțul a fost făcut de către reprezentantul zonei de sud a Comandamentului de Luptă al Armatei Populare de Eliberare. Reprezentantul armatei chineze a subliniat că trecerea navei de război americane Gabriel G. Forts este o încălcare a dreptului internațional, o încălcare a suveranității chineze și amenință securitatea țării, scrie Reuters. Ca răspuns, armata americană a declarat că nava desfășura pur și simplu operațiuni de rutină în apele internaționale, pe deplin în concordanță cu legile și reglementările internaționale stabilite. Nu este prima dată când SUA și China lansează pretenții reciproce cu privire la deplasarea de nave militare în Marea
Marea Chinei de Sud. Astfel, în luna iunie a acestui an s-a raportat că o navă de război chineză a făcut o manevră periculoasă și a riscat să se ciocnească de o mină americană, apropiindu-se de aceasta la o distanță de 150 de metri. Într-o suburbie a Washingtonului a avut loc o explozie puternică. Incidentul s-a produs atunci când polițiștii au încercat să pătrundă într-o casă cu percheziții. Văzând grupul de captură care se apropia, suspectul a atacat cu un lansator de rachete, iar casa a fost aruncată în aer. În urma incidentului, polițiștii au fost răniți ușor, iar victimele au refuzat spitalizarea. Starea presupusului făptaș, dar și cauza exploziei sunt încă necunoscute. La fața locului s-au deplasat serviciile de urgență, iar drumul din apropierea casei a fost izolat. Multe țări europene se pregătesc să sărbătorească Crăciunul catolic, târgurile și piețele de Crăciun încep să funcționeze în aproape toate orașele, casele și magazinele, care deja sunt decorate cu decorațiuni speciale, iar atmosfera de sărbătoare plutește în aer. În orașul vechi din Praga, principalul brad de Crăciun al țării a fost luminat cu sute de ghirlande. Înălțimea copacului este de 20 de metri și a fost adus din regiunea muntoasă a Republicii Cehe. Pomul de Crăciun a fost împodobit cu o ghirlandă lungă de 8 kilometri. Pe ramurile acestuia au fost atârnate peste 300 de globuri și 50 de stele de Crăciun. Aștept cu nerăbdare Crăciunul și să-mi văd familia. Aștept cu nerăbdare să împodobesc bradul de Crăciun și să pregătesc cina festivă. Iar aceasta este Sofia, capitala Bulgariei. Aici, lângă bradul de Crăciun plin de luminițe, Moș Crăciun înveselește copiii, iar în apropiere a fost amenajată o pădure de pomi mici de Crăciun. Decorul este format din jucării, ploaie și ghirlande. Sunt fericit nu atât pentru mine, cât pentru copiii mei. Crăciunul este o sărbătoare minunată la sfârșitul anului. Finalizează un alt ciclu de viață și conține multiple momente distractive, cadouri și surprize. Sezonul sărbătorilor a început și în Bavaria. Pe piața principală din Nürnberg s-a deschis deja târgul de Crăciun, unul dintre cele mai mari din Germania. Totul a început cu o performanță tradițională. Christkind, punctul Iisus, apare pe balconul bisericii. Rolul lui este jucat de o fată îmbrăcată în înger. Bavarezii cred că el și nu Moș Crăciun este cel care aduce cadouri copiilor. Creiem atmosfera de Crăciun. Târgul de Crăciun a început astăzi. Fără el, Crăciunul nu este Crăciun pentru mine. Când târgul a fost anulat în timpul pandemiei, a fost un dezastru, deci sunt foarte fericit. Vin aici în fiecare an. Sunt din Nürnberg și merg la deschidere în fiecare an. În piață sunt 170 de chioșcuri unde vizitatorii pot cumpăra decorațiuni din lemne de Crăciun și decorațiuni din sticlă pentru brad, precum și turtă dulce tradițională de Nürnberg și cârnați prăjiți de Nürnberg. Istoricii spun că târgul de Crăciun din Nürnberg are loc încă de la începutul secolului al XVII-lea. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Nu uitați de premiera absolută a anului la postul nostru de televiziune. Este vorba despre serialul turcesc Familia, în fiecare zi de luni până joi la ora 21:00. Pelicula vă demonstrează o poveste de dragoste inimaginabilă. Rămâneți cu ochii pe noi și urmăriți alt content la postul nostru de televiziune. La revedere!